la Turnul Sfatului TV, invitatul meu și al lui Alin Bratu, redactorul șef al publicației Turnul Sfatului, este primarul comunei Șelin, Marius Greacu. Mulțumesc pentru întâlnire. Domnule primar, aș vrea, dacă sunteți de acord, să începem de la bani. De la bugetul comunei Șelin pe 2018. Știu că majoritatea comunităților locale au trecut printr-un minus la bugetul pe anul ăsta. E situația la fel și la Șelin? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, este și Șelimbărul, cred că cea mai afectată primărie de comună. Ne lipsesc, datorită modificărilor la codul fiscal, undeva la 1 milion de euro din buget. O sumă consistentă. Din păcate, asta este. Bun, milionul ăla se va de unde însemna, se vede? Va însemna, de fapt, mai puțin ce? Mai puține Eu sper, lucrări? Sper să nu însemne mai puține lucrări, sper să ne dezvoltăm în continuare și să ne compensăm, practic, prin dezvoltarea ulterioară, să ne completăm această sumă Altfel la buget. Altfel spus, să avem venituri mai mari, da. Care exclus, să acopere diferența, da, aia. Exclus să creștem taxele și impozitele. Asta ca să-i liniștim pe cei care s-ar fi gândit la povestea asta. Cel puțin anul ăsta. Da. Adică anul ăsta e 100% la anul. Cu mențiunea să nu se modifice cumva codul fiscal, da, din nou și să fim obligați să creștem taxele și impozitele. Pe de altă parte, ați avut excedent la 2016, zic. Am avut excedent la 2016, deci, da. Și ca urmare a acestui fapt. Știți că există un zvon care spune că la rectificarea bugetară națională de anul ăsta se va aplica aceeași formulă cu referire la excedentul bugetar pe 2017. Deci e posibil să mai pierdeți o dată. Posibil să pierdem, iar acest excedent bugetar aș vrea să doar două cuvinte să spun. De ce l-aveați, adică? De ce l-aveam? Okay. Pentru că mandatul nostru, al meu și al Consiliului, este pe 4 ani de zile. Ne-am făcut o strategie de dezvoltare pe 4 ani de zile. Ne-am gândit să facem anumite investiții care necesitau niște costuri mai mari, iar acest excedent, practic, era ca și o economie să nu împovorăm bugetul cu un credit. Un credit, exact. Și banii respectivi nu i-am ținut la saltea, așa cum, din păcate, se spune la nivel național că primarii țin banii la saltea. Nu-i ținem la saltea, îi ținem în trezorăria statului, care până la urmă tot guvernul îi gestionează. Dar nu produc nimic pentru dumneavoastră. Exact. E adevărat, produc din păcate. Statul. E adevărat, produc pentru statul român. Exact. Bun, aveați banii strânși pentru ceva anume sau doar teoretic pentru lucrări mai mari? Pentru lucrări de infrastructură și, în primul rând, pentru acea zonă de complex sportiv și de agrement. Bun. E limpede. Vi s-au întors cu jumătate din excedent mai puțin bani decât ar fi fost normal. Ce înseamnă totuși bugetul pe 2018 pentru Comuna Șelin în lucrări? Noi ne aducem aminte, probabil, împreună am discutat despre drumuri noi, unele de legătură cu Sibiu, despre drumuri interioare și, important, despre o, citesc din memorie de data asta, o fel de bază de agrement la Șopa. Și aș vrea să începem cu asta, dacă sunteți de acord. Fiindcă, în urmă cu câteva zile, Asociația, din nou citesc din memorie, Județeană a Vânătorilor și Pescarilor, ceva de genul ăsta, susțineau că vor începe ei un proiect la Șopa, mă rog, că au în intenție să înceapă un proiect la Șopa. Dacă te uiți și spre Spitalul Județean, în care fiecare vrea să ne facă câte un spital, cam așa e și la dumneavoastră. Și dumneavoastră și AJVPS-ul vor să facă bine. Ca spirit de glumă, și cu Spitalul Județean, aș invita pe toată lumea să-l facă la Șelin în spatele centrului comercial, că este tot terenul statului român, în administrarea Ministerului Apărării. Bine, ca și formă de glumă, dacă se întâmplă, nu îmi pare rău chiar deloc. Legat de Șopa, bine a spus, este ca atunci când m-aș auto-invita la noastră în curte să fac un grătar. Avem acte de proprietate pe acele lacuri, sunt întabulate, inventariate în anul 2000 în monitor oficial al bunurilor comunei. Ulterior, în anul 2005, s-a făcut întabularea acelor lacuri cu diguri, cu tot, și în ziua de astăzi suntem proprietari cu și acte în regulă. Și ce bază juridică fac ei lucrările acolo? Bănuiți, din ce sau până atunci, în ce bază cer bani pescarilor să pescească acolo? Posibil să... Deși cred că acum nu se mai pescuiește în zona. Nu știu dacă nu s-a mai pescuit de anul trecut. De când am început discuțiile că vrem să fie în totalitate ale noastre și să le gospodărim noi, cred că noua conducere a JVPS-ului este în necunoștință de cauză. Bine, nu funcționează de foarte mult timp. De câteva luni am înțeles că s-a schimbat conducerea și probabil nu cunosc, pun pe seama
necunoașterii situației juridice. Deci, foarte concret, mergeți mai departe cu planul inițial? Sigur că da. Este un bun al comunei și vrem să-l punem în valoare pentru Comuna Șelimuri și nu numai. Bun, în logica când asta, încep lucrările? Asta vreau să întreb. Care sunt pașii? Adică proiectul are mai multe etape. Prima etapă care vreau să înceapă cât mai repede, probabil undeva la sfârșitul primăverii, începutul verii, să putem demara procedura pentru lucrările la pistele de biciclete. În primul rând, pentru că și ele fac parte din acest circuit. Respectiv legătura dintre Bulevardul Mihai Viteazu din Șelimbăr și pădurea Șopa și în interiorul pădurii Șopa sunt aproximativ 10 km de pistă de biciclete. Bun, pistă desenată sau construită? Că pistă construită. Pistă construită va fi, dar va fi cu materiale prietene mediului. Deci nu va fi asfalt, vor fi pe bază de enzime. Este o structură specială care bun, putem să... Bun, deci anul ăsta piste? Adică anul acesta pistele, exact, da. Apoi? Efectiv realizarea acestor piste de biciclete, iar ulterior vrem să depunem un proiect prin Ministerul Agriculturii. Culmea, valoarea este de 100.000 de euro maxim cât se alocă. Probabil se gândeau și cei de la JVPS să depună același proiect. Bun, la Șopa urmând a se întâmpla în esență ce? O reamenajare de... O reamenajare, o parte din lacuri să rămână pentru pescuit sportiv și o parte să fie pentru agrement, respectiv lacul din vecinătatea pădurii. Bun, ca să avansăm și un orizont de timp pentru finalizare, sfârșitul de mandat va coincide cu darea în folosință, eventual? A pistelor de biciclete. A întregului obiectiv. A întregului obiectiv. Bun. Aș vrea să ne întoarcem la drumuri, fiindcă mereu o frământare și pentru sibieni și pentru șelimbăreni sunt drumurile, mai exact legăturile între cele două comunități. Deja de ceva... În primul rând, mai e o mare problemă acum? Modernizarea străzilor? Nu, legătura Sibiu și Șelimbăr. Sincer, din ce am văzut eu personal, n-am mai stat în trafic. Nu știu de unde diferența asta. Pe de altă parte, tu nu mergi la 8 dimineața din Șelimbăr. E corect și asta. Din punctul nostru de vedere, anul acesta finalizăm toate legăturile care le-am discutat cu doamna primar. Adică? Respectiv, rampa Ștefan cel Mare cu bun, Victor Nicolae Brana. Acolo probleme legate Le-am depășit, am obținut avizele necesare, suntem în curs de achiziție. Dacă vom primi avizul pe buget, vom da drumul la procedura de licitație pentru acel tronson de stradă. Bun, veți face... Avizul pe buget? În Consiliul Local? Nu, avizul pe buget de la finanțele publice. Ah. Ok, de asta veți face până la Valea Săpunului, presupun. Exact, da. Și de acolo, Primăria Sibiu, aveți vreo informație? Am discutat cu Primăria Sibiu, ne vom coela. Pentru că acolo par lucruri un pic mai complicate, au apărut deja și construcții, sunt un pic înghesuiți. Eu am certitudinea că undeva la un 5,50 m o legătură se poate face. Bun. Și ne corelăm în așa fel încât când suntem noi gata cu șantierul să fie și acel tronson de până la viaduct. Se va întâmpla anul ăsta lucrarea sau lucrarea efectivă anul acesta? Bun. Așadar, rampa Ștefan cel Mare. Mai era o legătură cu cartierul Vasile Aron, dacă nu mă înșel. Trei legături sunt. Okay. În Oașa și Muncel, din câte mi-aduc aminte, sunt 230. Undeva apărea și un pod, mi-aduc aminte, sau? Toate sunt legate, pentru că Valea Săpunului ne desparte limita naturală cu municipiul Sibiu. Și podurile astea ar cădea în sarcina cui? Pe unul dintre ele avem deja protocol semnat și urmează și pe celelalte două să facem aceeași procedură și cu protocol. Și finalitate anul ăsta la da, noi finalizăm toată zona. Bun. Și o altă legătură. Mereu plusuri. Pe lângă cele trei, mai era o variantă ca și legătură prin spatele la Trachea. Aia se poate realiza? O legătură în drumul național. O legătură în drumul național, da, este prins, am prins-o pe bugetul de anul acesta. Urmează să facem documentația tehnică și să parcurgem toți pașii. Acolo, de fapt, o alee, că nu știu, pot să-i zic stradă. O alee va deveni o stradă? O alee va deveni stradă, sper, pe două sensuri de mers, doar pentru mașini mici. Ok. Pentru autoturisme. Va face legătura, practic, între monument, între troiță, cum o știe toată lumea. Între bulevardul, nu, eu o iau așa, între bulevardul Mihai Viteazu, care este existent, și o descărcare în drumul național, o bretea de descărcare. Bun. Ce se va întâmpla totuși în zona Troiței? Fiindcă ați spus tot aici, într-o emisiune, că Troița rămâne ca un fel de monument. Va fi un fel de drum în jurul ei? Sau și o piațetă, este și monument istoric. Deci trebuie să respectăm toate regulile care ni se vor impune. O piațetă, de fapt? O piațetă. Acum, retragerile, nu știu să vi le spun exact, dar cu siguranță vor fi niște retrageri cu privire la realizarea acestei bretele față de Troiță. Bun. Termen?
Îmi doresc până în septembrie. Știți care am schimbat un pic, strategia, pentru că în țara asta au început să se promită foarte mult și nu vreau să pic în același păcat. Dar de ce depinde? Vreau să fac și sau să se cine nu depinde. Să se vadă. Ce anume? De cine nu depinde, că s-ar cine încurcă? Primăriile... Cine încurcă? Legislația care... Asta din păcate este foarte lungi, da. Termene de contestare, toată am mai spus-o și o repet încă o dată la noastră în emisiune și am trecut când am fost invitat de către noastră, am adus la cunoștință faptul că atâta timp cât o documentație a unei primării este depusă în același timp cu alte primării și celelalte ies în termenul legal, nouă ni se mai cer niște completări, nu pot să mă mai joc cu termene în fața cetățenilor pentru că asta nu s-a schimbat asta de anul. Nu s-a schimbat încă nimic. Știți că tot deschiderea există din partea tuturor forurilor, dar... Tot anul trecut discutam despre faptul că poate unii se uită cu mai mare atenție spre Schellenberger, dar de fiind istoricul. Se uită și ne și ajută mare parte. Ideea este că de când aprobi un buget și până intri efectiv pe o stradă, vă spun din experiență că durează cel puțin 8 luni de zile. O curiozitate legată de intrarea în ieșirea, intrarea în drumul național de la Trachea va fi pe un singur sens acolo? Adică ieșirea se va putea face într-o singură direcție? Într-o singură direcție, sigur că da, spre direcția Vâlcea. Ok. Bun. O altă legătură către care mulți se uitau cu interes era cea cu Cisnădia. Da. Acolo ar fi fericiți cei din Cisnădia, probabil, mai degrabă decât schellenberenii care nu au mare lucru construit în zonă și niciun interes deosebit în a merge la Cireș și Capoate. Cum stau lucrurile acolo? Cine ar trebui să facă pașii? Care ar fi răspunderea mai mare la dumneavoastră, la ei? În calitate de proprietar al drumurilor vom decide noi, respectiv Consiliul Local pentru modernizare, să spun așa, va fi în prima fază, am discutat și cu domnul primar de la Cisnădie, va efectua drumul acela colector care este chiar în limita proprietății cu Schellenberger, deci plecând de la Cireșica și până aproape de către Seviș este un drum care îl vor face ei. Iar legătura dintre Cisnădie și Troiță, că practic asta, de asta vrem să facem prima dată aleea de la Troiță până în DN1, să putem da o descărcare suplimentară, să nu aducem tot traficul în strada Doamna Stanca, pentru că atunci am produce... Nu s-a rezolvat nimic. Și atunci de aia o luăm prima etapă din DN1 până la Troiță și după aceea legătura cu Cisnădie. Ok. Fiindcă am senzația că ori am înțeles eu greșitor, vorbim de două lucruri diferite, vorbim de un drum de la Troiță pe marginea, pe valea aia sau de un drum de la Dedeman înspre... Nu, cea de la Dedeman în prelungire către teritoriul Cisnădiei este strada Doamna Stanca. Okay. Urmează a fi și ea extinsă pentru că avem o serie de investitori în zona respectivă și odată cu cetățenii mutați în acele imobile nu putem să îi lăsăm să... Și aia devine prioritate 2, de fapt? Da, în funcție de dezvoltarea zonei. Ok, și atunci prioritatea 1 devine cea de este pe valea... Este cel mai la îndemână, să zic așa, în dreptul Troiței până să-l putem crea acum, pentru că acoperă cam... Nu e mai lung sau doar pare mai lung? Nu e mai lung, ca și poziție, să zic, e poziționat mult mai bine, pentru că prinde cartierul arhitecților undeva pe la jumătatea lui, să spun așa. Uh-huh. Deci ar fi chiar un folos pentru cine avea să meargă pe partea cealaltă. Am văzut că de la începutul... De anul trecut există poliție locală. Da. Ce schimbări a adus asta în Schellenberger? Era nevoie? Era nevoie, în primul rând, de la... Acum am început, ne-am completat serviciul, să zic, că funcționăm la capacitatea lui. Cu mașini, cu oameni? Avem mașini în dotare, avem tot ceea ce le trebuie ca să-și desfășoare activitatea în condiții optime. În primul rând, avem acum acțiune pe eliberarea domeniului public. O să începem pe partea de parcări, circulații. Ridicări de mașini sau ridicări nu? Deocamdată nu avem. Dar care e zona care vă frământă? Că sunt convins că aveți ceva. Zona care ne frământă este Bulevardul Mihai Viteazu, în primul rând, acel tronson de drum de la Lidl până la Van Garden sau chiar până la Troiță. Sunt foarte multe tiruri, mașini abandonate, au fost o serie de evenimente rutiere care sunt nedorite și sper să le putem elimina. Și acolo oamenii vor da amenzi, bănuiesc. Da. Vor da amenzi. Suntem acum în curs de elaborare a unui plan de circulații, să obținem avizele pentru semnele care le vom pune pentru acele denivelatoare, calmatoare de viteză. Vom merge pe același principiu ca și pe Doamna Stanca, să nu fie foarte bruște, să zic așa, să fie mai line din asfalt, exact cum sunt cele două care le-am făcut pe Doamna Stanca. E un lucru
la care se gândesc mulți dintre cei care își fac cumpărăturile în zona comercială. Și văd o ruină. De fapt, ea nu e o ruină, că nu a fost niciodată o altă clădire. E o clădire neterminată. Probabil că e o proprietate privată acolo, dar vă întreb. Este o proprietate ce privată, într-adevăr. Ce știți că se întâmplă acolo? Din câte știu, am eliberat și un certificat de urbanism privind modernizarea ei, să spun așa, și anumite modificări. În maxim un an de zile, 2 ani, cât este valabilă autorizația, sper să schimbe un pic imaginea. Va fi o clădire cu destinație de birouri, exact ceea ce este și în zonă, o clădire modernă, nu o să mai fie acea ruină de care spuneți. Aia se va dărâma sau? Probabil în urma studiilor de rezistență și acelor studii solicitate în certificatul de urbanism, vor lua decizia proprietarii ce vor face. Vreau să vă mai întreb, cum vedeți, primăria Sibiu a tot anunțat, deși o investiție privată, că singurul mall din Sibiu se va construi până la finalul anului și în sfârșit Sibiu va avea mall. Cum priviți dumneavoastră din Schellenberg această situație? Vă încurcă? Vă ajută? Da, o întrebare. Proprietarul e același. Proprietarul este același. Acum aș calculează, am zis de la început că un singur mall pentru zona Schellenberg Sibiu nu este suficient. Ați văzut în perioadele de weekend când toată lumea este liberă, este destul de aglomerat și atunci cred că va fi benefic pentru toată lumea să deschidă al doilea mall. Eu sunt conștient și de faptul că la mall-ul din Schellenberg majoritatea cumpărătorilor vin din municipiul Sibiu. Nu e o concurență între noi, nu există așa ceva. Important este ca lucrurile să funcționeze la nivelul întregului județ. Și să plătească taxe. Corect. Și impozite. Circulă în comunitate niște zvonuri legate de următoarele investiții ale primăriei Schellenberg. Bună oară! Se spune că grădinița din Schellenberg sau școala, nu vreau să vorbesc prostii de asta, o să ne lămuriți, nu mai rezistă în spațiile pe care le au, fiindcă sunt la capacitate, pe care de consecință primăria, care am înțeles că ocupă un spațiu al unei foste școli sau grădiniță, ar trebui să se mute, să le dea lor, să faceți o altă primărie. Cât de reale sunt toate informațiile astea? La numărul de populație care le avem, respectiv undeva peste 14.000 de locuitori la momentul acesta. Într-adevăr, nu avem o rețea de învățământ, să spun, foarte bine pusă la punct. Motiv pentru care am și prins în bugetul de anul acesta achiziția de terenuri pentru zona doamna Stanca și pictor Nicolae Brana, iar în cartierul Tineretului de pe drumul Cisnădiei, care face legătura dintre DN1 și orașul Cisnădie, am prins de asemenea o grădiniță, creșă grădiniță modernă, undeva la liziera pădurii. Sper să fie un proiect de real succes pentru familiile tinere din Schellenberg, în prima fază. Deci veți construi, de fapt, nu vă veți reloca, nu veți face alte lucruri de genul. Legat de clădirea primăriei, știm cu toții că suntem în clădirea școlii, practic, dar consider că cu un efort comun putem să facem prima fază investițiile de care comunitatea are nevoie și apoi o să facem o investiție și legată de zona administrativă, să zic, sediul primăriei, poliție locală și altele. Care este noul serviciu? Printre altele. Noul serviciu de evidența populației. Care este? Cât de incipient e planul ăsta de a face o nouă clădire și dacă există și pasul 2, nu știu, o zonă unde s-ar putea construi? Suntem doar în stadiu de analiză, urmează să discutăm cu mai multe instituții care dețin terenuri pe raza comunei și să vedem ce variantă găsim. Bănesc că tot în zona centrală. În zona veche a localității, probabil, da. Bun. Încă o curiozitate legată de ceea ce se întâmplă în Schellenberg, în zona veche. Circulase la un moment dat un zvon că în curba cea mare la Cămin ar fi urmat să se facă un giratoriu cândva, cred că în timpul vechii administrații. Acolo s-au și demolat niște construcții, mi-aduc eu aminte. Se va întâmpla ceva acolo sau pur și simplu? Se va întâmpla, va fi un parc central. Sensul giratoriu, din păcate, nu este o soluție viabilă, să spun așa, pentru că ocupă o suprafață destul de mare, ținând cont de faptul că intersecția respectivă face legătura cu una din localitățile aparținătoare, respectiv Bungardu, și atunci nu poți să faci o girație restrânsă când, până la urmă, într-o localitate nu circulă doar mașini de maxim 7,5 tone.
Acolo au nevoie cetățenii de, poate, nu știu, de transport cu tirul, de utilaje grele și atunci... Deci rămâne ca și configurația așa. Din punctul meu de vedere, discuțiile care le-am avut cu proiectanții și ce am studiat, s-ar îngreuna puțin intersecția, pentru că acolo avem și sala de evenimente din Șelimuri, unde sunt foarte multe evenimente gen nunți, botezuri și așa mai departe, și locurile de parcare ar dispărea ca să facă loc geratoriu. Exact. Bun, și atunci rămâne așa și... Rămâne exact cum este, se va face parcul central și cam atât pe zona respectivă. Bun, care este acum, din ceea ce vedeți dumneavoastră, trecându-vă prin fața autorizațiile de construcție sau certificatele de urbanism, care este zona care are cel mai mare elan de dezvoltare? Fiindcă ați pomenit și se dezvoltă cumva departe de ochii noștri, ați pomenit de cartierul Tineretului, zona dinspre Cisnădie. Oamenii văd din drum numai ce se vede, dar probabil în spate se construiește la greu. Care e zona cu cel mai mare avânt acum? Care aparține de Șelimbăr. Am reușit să zic așa, să împărțim, nu le-am împărțit noi, solicitările dezvoltatorilor în două categorii. Odată locuințe individuale, clar delimitate, sau semicolective, și locuințele colective. Ok. Pentru case, probabil, exact. Cisnădia, sau? Nu, pentru că nu pe Cisnădie, eu zic doar de teritoriul Șelimbăr. Da, nu, zic drumul spre Cisnădie, da. Pentru case. Strada Doamna Stanca cu bulevardul Mihai Viteazu, sunt câteva puzuri în lucru pentru locuințe colective, cu regim mai mare de înălțime, iar zona brana triajului sunt case sau semicolective. Ce înseamnă regim mai mare de înălțime, apropo de bulevardul Mihai Viteazu? De la cam P+ 5, P+ 6, P+ 7. Nu se va mai ajunge la 20. Solicitări în momentul de față, privind un regim așa mare de înălțime, nu avem. Dar ați da? Adică s-ar încadra în legal? Dacă ar respecta legislația în vigoare, de ce nu? Bun. Suntem în fața unei administrații care, în mod teoretic, nu duce lipsă de bani. Firește că niciodată nu sunt destui pentru tot ceea ce are de făcut. Duce însă lipsă de personal, așa cum se întâmplă și la privat, dar și în instituții ale statului. Duce lipsă de personal? Aveți oameni suficienți? Știți? Acum că au crescut salariile, poate e mai mare interesul. Interes există. Singura noastră problemă este, organigrama este aproape completă, mai puțin un post care s-a creat în hotărârea de Consiliu din luna februarie, cu ocazia înființării Serviciului de Evidența Populației. O persoană din cadrul aparatului propriu, respectiv starea civilă, se mută la serviciu și atunci am creat un post nou care va fi pe administrația publică locală. În rest, toate posturile sunt ocupate. Am avut o perioadă destul de grea când cam fugea lumea de Șelimbăr, dar am depășit acest moment, organigrama este completă. Sunt un pic dezamăgit, să zic așa, din punct de vedere tot al legislației, pentru că schema unei primării de comune este mult mai mică decât schema unui oraș. Și avem exemple clare în județ, nu vreau să se supere colegii primari pe mine, gen, nu știu, Tălmaciu, Avrigu, unde funcționează ca primării de oraș și au o schemă foarte, foarte mare. Noi avem undeva la 25 de, că am fost și acuzat pe tema asta, că am aprobat salarii foarte mari angajaților. Le-am aprobat în... Am avut următoarea gândire când am stabilit acest și lucru. Volumul de muncă. Volumul de muncă este mult mai mare. Vă dau exemplu serviciului de urbanism, care a eliberat undeva în jur de 1000 de certificate de urbanism. Avem 600 de societăți comerciale. Nu putem să ne comparăm, nu vreau să fac comparații, că nu vreau să mă uit în curtea nimănui, dar consider că atâta timp cât o primărie de oraș poate să funcționeze cu un aparat propriu de 70 de angajați și o primărie de comună cu volumul de muncă care îl avem să fie undeva la 25, e o diferență. Altfel spus, de asta sunteți limitați numai fiindcă vă numiți comună, că exact. În realitate problematica e de oraș. De oraș, da. Soluția este una de care nici măcar nu vreau să... Modificarea legislației. Modificarea legislației sau avem două variante, să ne facem oraș, ceea ce nu susțin și nu-mi doresc. De ce? În afară de acest beneficiu, nu cred că ar mai avea cetățenii absolut niciunul. Decât... și ar mai avea angajații din primărie, probabil. Atât, salarii mai mari. Atât, dar ar trebui să mai fie create niște instituții în plus, bănuiesc. Judecătorie, parchet, ceva de genul ăsta.
Eu zic să rămânem la nivelul la care suntem ca și comună, că e mai bine. Cum sunt lucrurile în Consiliul Local? Șelimbor a trecut prin tot soiul de faze mai efervescente. Există o majoritate, în mod cert, probabil, construită, tot probabil, zic, în jurul inițiativelor primarului, mă gândesc. E o majoritate politică, fiindcă de asta sunteți în teoria apolitic. Cum funcționează lucrurile în Consiliul Local? Eu cred că funcționează foarte, foarte bine, atâta timp cât Consiliul Local, ca și construcție politică, să zic așa, sunt undeva la 4-5 partide, doi consilieri independenți, funcționează, dacă vă uitați pe site-ul instituției, pe ședințele de Consiliu, majoritatea hotărârilor de Consiliu sunt votate în unanimitate. Cred că am ajuns la o maturitate, atât eu cât și Consiliul Local, în care să ne dăm seama că oamenii ne-au încredințat acest mandat să facem să facem lucruri pentru ei și să gândim doar la aceste aspecte. Vă ajuta în vreun fel în regimentarea politică să intrați într-un partid? Nu cred că m-ar ajuta. Îmi place postura în care sunt și sper să rămân la fel în continuare. Da, v-au propus-o? Propuneri deocamdată n-au apărut, dar m-am spus, sper să-mi păstrez aceeași direcție, că e mult mai bine așa. Uitându-mă în jurul meu la ce se întâmplă la nivel național, cred că e mult mai bine. Și cred că lucrul ăsta ar trebui un pic extins și să lăsăm fiecare primar să-și facă datoria și Consiliul Local nu ar trebui să vină de la centru niciun fel de directive și de... Nemulțumit așa de politică. Sunt, să știți. Sunt și mă uit și în jurul meu la colegii primari care de multe ori cred că nu se exprimă cum gândesc. Și atunci... Probabil din motivul că sunt înregimentați? Cred că da. Asta? Cred că da. Nu vreau să discut de niciunul, dar cred că de multe ori ar trebui să fie ei, nu să primeze partidele în activitatea care o desfășoară. Am discutat data trecută și cu asta vă propun să și încheiem despre autostradă, despre legăturile care ar trebui să se facă cu ceea ce există deja, cu centura, mă rog, autostradă a Sibiului. Apărea atunci un subiect care, firește, în cazul unei investiții de nivelul ăsta, autostradă, poate nu sunt foarte importante, dar apărea în discuție, deci, parcul industrial de la Șelimbăr. Știm acum traseul, el e clar, traseul viitoarei autostrăzi, care va prelungi centura spre Boița. Cunoaștem traseul, este exact pe la jumătatea parcului industrial. Îl tăie în două. Da. Bun. Juridic ce se întâmplă în astfel de situații? Se fac expropieri, probabil? Se fac expropieri. Problema este că nu ia nimeni în calcul eventualii investitori care ar fi venit și nu mai vin, în primul rând, pentru că suprafețele sunt clar și diminuate. Și vor pleca, probabil. Restricțiile de construire sunt conform legii și atunci toată gândirea trebuie reluată. În ce sens? Să se relocheze sau ce? Nu se va reloca, pentru că nici nu mai avem suprafețele necesare, dar probabil că erau niște parcelări făcute, trebuie regândite, sunt investitori care vor suprafețe mari de teren și atunci trebuie să găsești... Da, acolo e un parc industrial unde, cel puțin teoretic, o companie importantă își face un sediu, producție și așa mai departe. Exact. Depozit. Există vreo legătură cu autostrada în zonă? Am spus-o tot la dumneavoastră în emisiune. Nu există legătură, nu există legătură cu cele mai importante drumuri naționale din România, cu acea autostradă, respectiv DN1 cu DN7, în zona de intersecție Vește. Deci cu parcul industrial exclus să existe legătură. Bun, de asta ne spuneți acum că la celebrul giratoriu care deja există la Vește nu va exista niciun nod cu autostrada? Nu. Ok. Interesant. Ce, sunt convins că cei din parcul industrial au încercat să, nu știu, dialogueze cu cineva, să afle care va fi viitorul lor. De asta știți care va fi viitorul parcului industrial sau a celor care lucrează acum în parcul industrial? Acum, variante de legătură cu drumul DN1 vorbesc, trebuie să existe, se vor face probabil niște supraversări. Că... Dar nu, mă refer la cei care probabil vor trebui să-și lichideze afacerile din zona aia. Nu, din fericire, din câte știu, nu există construcții pe terenurile respective. Okay, deci teoretic pot rămâne. Doar drum, exact. Atâta că se blochează viitoarea dezvoltare, dacă da. Tre-
aduce autostrada pe acolo. Paradoxal, dacă stăm și ne gândim că o autostradă trebuie să aduc un plus, nu un minus. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru prezența la emisiune, atât pentru moment, pe curând la turnul sfatului. În anul 2017 a crescut suprafața de fond forestier administrată de Direcția Silvică Sibiu cu peste 2100 de hectare prin preluarea pădurilor comunei Cârțișoara, precum și a pădurilor comunelor Viștea, Voila și Ucea din județul Brașov. Specialiștii silvicultori de la Sibiu au primit astfel încă o recunoaștere de bune practici. Direcția Silvică Sibiu, partener nu stăpâne al naturii.